pistă biciclistică în jurul lacului cam prăfuită. Când bate vântul, praful ăsta, ciprianciucul se duce în ochii bicicliștilor și ai biciclistelor, în ochii celor care merg pe jos, pe malul lacului, și se duce și în oraș, inclusiv la primărie poate să ajungă. Nu se putea face o pistă civilizată. Eu cred că se putea, dar nu s-a vrut. Pentru ciucu mai important sunt cei cu mașini, cu bani, că e liberal. Libertatea de a disprețui mediul, oamenii săraci. Libertatea de a fi cu cei bogați. Nu mai zic că aici nici nu am ajuns să cărpească găurile astea. De fața, de acolo, înspre oraș, aici, după insulă, Ioc. Dar măcar aici ne permit să urcăm pe dig bicicliștilor, că acolo stă miliția și zice Нет, нельзя, саджос. И клар, что не требует alt primar pentru viitor, dacă vrem mai multă civilizație în sectorul 6. Și în jurul lacului Mori. Dar trebuie pentru asta să ne schimbăm și noi mentalitatea, alegătorii, alegătoarele. Pe timpul lui Ciucu, iată, s-a parcelat și gârla. Totul e privat acum. Dar gunoaiele cine și le asumă? Că au rămas mărmane de gunoaie aici. Și am sperat să fac pădurea București, am venit de atâtea ori să plantăm. A lăsat turmele de oi și de capre să destrugă totul. Și acum e parcelat să fac construcție aici. Business. Poate că efortul nostru nu a fost chiar total gratuit. Măcar unii dintre copaci au supraviețuit și pun bazele proiectului care încă mai e de realizat. Ia uitați-vă, glădița adusă de Berceanu, dăruită de nu știu care ocol silvic, care rezistă. Dacă o să crească, o să fie frumos, mișto. Dar nu înțeleg de ce au distrus aici digul de protecție împotriva inundațiilor. Nu suntem că o să inunde casele astea în caz de ceva? Au nevoie de acces la gârlă, pentru ce? Să mai aducă deșeuri? Câteva toamne și primăveri la rând, cu muncă voluntară, am contribuit mai mult, mai multe, la proiectul de gherilă Pădurea București. Și iată că prinde contur timid. Nu cumva au oprit caprele, oile. Ar fi minunat că suntem în megapolis, în capitală. Iată și un nuc
poate adus de ciori, nu ca poate adus de mine, că am tot adus nuci de la pepeni și am plantat pe aici cât am putut. Măcar pe dig. Asta e uscat, asta e vie. Și maci, numai la soare. Partea opusă soarelui. Maci nu se arată. Por căldură. S-a părut că văd urzică la orizont. Nu e chiar urzică, dar tot merita să vin aici. Speram să văd mai mulți copaci. Dar pentru început tot e bine. Mai mult decât nimic. Pietre din Bucureștiu anilor 70-80, demolat de Ceaușescu și adus aici după cutremur, după demolările lui sistematice, și au ridicat, iată, un platou de 2 metri deasupra apei, deasupra Dâmboviței, și aici nu poate fi altceva, credem noi, decât un plămân al capitalei, că avem prea puține spații verzi. Cerem pădurea București. În coada lacului Mori. Vă rog, vă rugăm, vă implorăm și vă somăm. Vrem pădurea București. Că altfel o să vă cânte cucu. Ca politicieni, dacă faceți și aici construcții în zona inundabilă, în capitala sufocată. Asta era dintre copaci plantați de noi, s-a uscat. Asta s-a prins. E dintre aceia. Nu știu ce soi e, dar și ăsta l-a s-a prins și crește. Ăsta s-a prins. Slăbut. 2 ani în urmă, cel puțin, pe timp de pandemie, cred, i-am plantat în zona asta și ei cresc atât de încet. Încă unul prins, plin de vegetație, de frunze, de verdeață. Câte cazmale am rupt aici, că-i piatră sub noi, ia uite și un salcâm, tot de noi plantat. Încă un salcâm, nu mi-am inteles să fi plantat atât de mare, dar acum au trecut câțiva ani, poate ăsta a prins mai multă apă și a crescut mai repede. Dintre gropile săpate de noi, glădiț. Rodul muncii noastre. Cred că am adus și vișini de la bâc. De la bâcu. Da, undeva încolo i-am plantat cu colegii din Partidul Verde. Să vedem dacă a rămas ceva. Glădiță, au crescut 2 alături. S-au îndemnat, s-au ajutat și iată, ăsta e dud, să avem roadă, peste o lună, la vară.
pădurea urbană. Și aici ceva înflorit. Maci. A, nu, cred că după pâlcul ăla ce am plantat cu colegii. Mă întorc la bicicletă. E pohta ce-am pohtit. Să văd măcar ceva semne de viață. Glediță. Uscat. Uscat, dar văd că a dat ceva de jos. S-ar putea să revină. Dar aici văd că au rost ceva. Iepurii sau alte animale. Și a murit. A fost viu o vreme și s-a uscat copacul. Maci. București, sector 6. Și dacă avem prea multă vegetație în orașul ăsta, ia uitați-vă cum au venit cu buldozerul și au împins un copac, pe altul l-au răsturnat și probabil e mort sau o să moară. Copac mare, crescut greu. Și nu știu ce treabă au avut aici. A venit, a dărâmat digul și gata, s-a întors și a plecat. Și a distrus doi copaci. Pe malul repei. Să arate unde trebuie aduse gunoaiele sau care a fost intenția. Avem și câțiva vișini de la Băcu, plantați de echipa Partidului Verde București. Încă-s fără roadă, dar nu ăsta e scopul. Important e să fie verdeață. Crângul verde din coada lacului. Mândru și bucuros. Felicitări. Cred că acolo în râp sunt și nuși de-ai mei de la pepini. Vedem că digul e rupt. Mai tare. Încoacem spre coada iazului. Și înțelegem pentru ce. Ca să aducă nesingherit gunoaie. Pentru că aici e granița între municipiul și județul Ilfov. Nu prea se ocupă nici poliția din Chiajna, nici poliția din sectorul 6. Garda de mediu e leșinată. Poftim, sticlă adus aici și un pian. Gunoi proaspăt. Așa cum am presupus, stâna n-a fost lichidată. Turmele de oi și capre continuă să umble prin inima capitalei, nestingherit. Că atâta civilizație avem. Așteptați naivilor spații verzi și pădurea București. Ciobanul vrea lapte, miei,
de Paști, business. Și primăria îl tolerează. Sector 6. Probabil stâna e pe teritoriul Ilfovului, dar Paște unde vrea. Chiar și mega catedrala se vede de aici la orizont. Stână și gunoi ăștia. Combinație extraordinară. Vreți lapte, brânză direct de la producător? Da, da, de aici să luați. Din inima Bucureștilor. Roșu, Chiajna, sectorul 6, Partidul Național Liberal, Ciucu, Ciucă și toți responsabili. În schimb, pe malul Dâmboviței găsim piste de pedalat aglomerat. Recent pavată. Cu stuf de o parte și de alta, sau papură, o rață zburătoare, pare o liștiță ceva. Și acolo ar trebui să iasă pădurea noastră București. Depinde și de noi. Aici au pus mestece pe malul apei. O să crească oare? O să se prindă. Și bănci de beton, ca altfel. 2023. Au turnat betonul, trotuarul lângă ele. Ciucu was here. A scris cineva. Poate chiar el, că e ușuratic. Dar ce treabă are el aici, la Chiajna? Că sectorul lui se termină partea cealaltă. Pedalez spre izvorul Dâmboviței. Miroase urât. Dar bine că apa care o bem în București nu vine de aici. Vine un pic mai sus, de 10 km. Tot din Dâmboviță și din Prahova. Dar sperăm că e mai curat, un pic mai curat apa, cu 10 km. Avem și alergătoare cu coama în vânt. Avem și o pasarelă. Un pod, să vedem dacă putem intra cu bicla. Cred că da, dacă au intrat. Ceilalți o să intrăm și noi. Doar că trebuie să o luăm pe jos, că e bordură.